Partea a treia. Primarii. Cele patru regate, numele dat acelor regiuni ale provinciei Anacreon care s-au desprins din primul imperiu, în anii de început ai erei fundaționale, pentru a forma regate independente cu o existență efemeră. Cel mai mare și mai puternic dintre acestea a fost Anacreon, care în zona. Fără îndoială că cel mai interesant aspect al istoriei celor patru regate este ciudata societate înstăpânită temporar asupra lor în cursul administrației Salvor Hardin. Enciclopedia Galactica 1. O delegație Faptul că anticipase venirea ei nu făcea nicicum mai plăcută pentru Salvor Hardin. Ba, din potrivă, găsea tare supărător faptul că prevăzuse această solie. Johan Lee recomandă măsuri extreme. Cred că e bine, spuse el, să nu pierdem vremea. Nu pot face nimic până la următoarele alegeri, legal cel puțin, iar asta ne mai oferă un an. Trimite-i la plimbare. Hardin se strâmbă. Lee, nu progresezi deloc. În cei 40 de ani de când te cunosc, n-ai deprins nimic din eleganta artă de a-ți lua adversarul prin surprindere. Nu e stilul meu, mormăi Lee. Da, știu asta. Presupun că tocmai de aceea ești singurul în care am încredere. Se opri și întinse mâna după o țigară. Am parcurs un drum lung li de când am pregătit lovitura noastră de stat împotriva enciclopediștilor. Îmbătrânesc, am 62 de ani. Te-ai gândit vreodată cât de repede s-au scurs acești 30 de ani? Eu nu mă simt bătrân, pufni el, și am 66. Da, dar eu n-am o digestie așa de bună. Hard intrase alene din țigarea de foi. Uitase de mult gustul și aroma tutunului de pe Vega din frumoasele vremuri când Terminus avea legături comerciale până și cu cele mai îndepărtate planete ale Imperiului Galactic. Acele zile în uitare, așa cum și Imperiul Galactic se îndrepta spre Neant. Se întrebă cine mai era acum împărat, ori dacă o mai fi existând împăratul ca instituție sau imperiul. Cerule! Vreme de 30 de ani, de la întreruperea comunicațiilor la marginea galaxiei, tot universul planetei Terminus se restrânsese la Terminus și la cele patru regate din apropiere. Cât de ușor se prăbușesc cei puternici. Regate. În trecut fuseseră prefecturi, toate părți ale aceleiași provincii care, la rândul ei, aparținuse unui sector ce făcuse parte dintr-un quadrant care iarăși fusese o parte a, a tot cuprinzătorului Imperiu Galactic. Acum, când Imperiul pierduse controlul asupra zonelor celor mai îndepărtate ale galaxiei, aceste mici joburi sau grupuri de planete deveniseră regate, cu regi și nobil de operetă, cu războaie ridicole și fără haz și cu o viață care mergea patetic înainte, printre ruine. O civilizație în decădere. Energie atomică uitată. Știința stingându-se și devenind încet încet mit, până când fundația preluase inițiativa fundația pe care Harry Seldon o întemeiase pe terminus exact în acest scop. Lee stătea la fereastră și vocea lui îl trezi pe Hardin din visare. Au venit tinerii nemulțumiți. Făcu câțiva pași nesiguri spre ușă, privind apoi spre Hardin. Hardin zâmbi și îi făcu semn să se întoarcă. Am ordonat să fie trimiși aici. Aici? Pentru ce? Le dai prea multă importanță. De ce să recurgem la toată tevatura și ceremonia unei audiențe oficiale la primar? Am cam îmbătrânit și nu mai suport eticheta. În plus, politețea și îngăduința sunt utile atunci când tratezi cu tinerii, mai ales atunci când nu te deranjează cu nimic. Îi făcu lui Lee semn cu ochiul. Stai jos, Lee, și acordăm sprijinul tău moral. Cu tânărul Sermac, știu că voi avea nevoie de așa ceva. Tipul ăsta, Sermac, spuse Lee apăsat, e periculos. Are destui susținători, așa că te sfătuiesc să nu-l subestimezi. Am subestimat eu vreodată pe cineva? Bine, atunci arestează-l. Găsești nu vreo acuzație după aceea. Hardin nici nu băgă în seamă sugestia. Au sosit Lee. Apăsă pe pedala de sub birou și ușa alunecă în lături. Cei patru, care formau delegația, intrară în șir indian și Hardin, le făcu un semn amabil cu mâna să se așeze pe fotoliile care erau dispuse în semicerc în fața biroului său. Se înclinară și așteptară ca primarul să li se adreseze. Dintr-o mișcare, Hardin deschise cutia de țigări de foi, al cărei capac din argint lucrată minuțios într-un model ciudat, aparținuse lui George Fara din fostul Consiliu de Administrație de pe vremea enciclopediștilor. Era un produs autentic al Imperiului, lucrat pe Santani, deși țigările de foi pe care le conținea acum erau din tutun autohton. Cu fețe grave și solemne, cei patru membri ai delegației acceptară, unul după altul, țigările și le aprinseră ritual. Șef Sermac era al doilea de la dreapta, cel mai tânăr și cel mai interesant, cu mustața blondă, tunsă scurt și îngrijit, iar ochii săi adânciți în orbite aveau oculare incert. Pe ceilalți trei, Hardin îi ignoră de la bun început. Se citea pe fața lor că erau simple prezențe fără personalitate. Își concentra atenția asupra lui Sermac, acela care, încă de la prima sa prezență în Consiliul Municipal, dăduse peste cap acel organism calm și ticăit, așa încât I se adresă. Eram deosebit de nerăbdător să te cunosc, domnule consilier, încă de la prima și excelenta cuvântare de luna trecută. Atacul împotriva politicii externe a acestui guvern a dovedit o înzestrare oratorică deosebită. Ochii lui Sermac Licăriră. Interesul dumneavoastră mă onorează. Atacul putea să fie dovedit înzestrare sau nu, dar vă asigur că a fost pe deplin justificat. Probabil. Fiecare are dreptul la propriile păreri, desigur. Cu toate acestea, ești cam tânăr. E o vină pe care aproape toți o purtăm într-un anumit moment din viață. Venisec, răspunsul. Dumneavoastră ați devenit primară al orașului când erați cu doi ani mai tânăr decât mine. Hardin zâmbi ca pentru sine. Plăcăiandrul îi va da mult de furcă. Înțeleg că ai venit să discuți cu mine despre aceeași politică externă care te irită atât de tare în camera Consiliului, spuse Hardin. Vorbește în numele celor trei colegi sau trebuie să ascultă ofurile fiecăruia? Cei patru tineri se consultară din ochi și, după o acceptare mută, Sermac spuse sobru și reținut. Vorbesc în numele poporului de pe terminus. Popor care nu este cu adevărat reprezentat în organismul lipsit de vlagă căruia îi se spune Consiliu. Înțeleg. Continuă, te rog. Problema e simplă, domnule primar. Suntem nemulțumiți? Prin acest noi vrei să spui poporul, nu-i așa? Simțind o capcană, Sermac îl privi cu ostilitate și răspunse glacial. Consider că părerile mele reflectă atitudinea majorității alegătorilor de pe terminus. Așa vă convine? Ei, o declarație ca aceasta dovedește o reevaluare, dar oricum continuă. Ești nemulțumit? Da, suntem nemulțumiți de politica aceasta care, de 30 de ani, face ca Terminus să fie lipsit de apărare în fața inevitabilelor atacuri din exterior. Înțeleg, și prin urmare, continuă, continuă. E măgulitor pentru mine că anticipați. Prin urmare, noi vom forma un nou partid politic unul care va reprezenta și apăra nevoile imediate ale planetei Terminus și nu destinul mistic al viitorului imperiu. Avem de gând să vă azvârlim pe dumneavoastră și pe acoliții dumneavoastră prea plecați din primărie și asta încă foarte curând. Dacă nu, pentru că întotdeauna există un dacă nu, de acord, nu e cazul acum. Trebuie să demisionați imediat. Nu vă cer să schimbați linia politică, nu vă acord o încredere atât de mare. Promisiunile dumneavoastră nu valorează nimic. O demisie imediată este singura pe care o acceptăm. Pricep, Hardin se așeză picior peste picior și își aplecă scaunul în spate. Acesta este ultimatul mult vostru. E răudabil că m-ați prevenit. Numai că înțelegeți, cred că mai degrabă îl voi ignora. Să nu credeți că e doar un avertisment, domnule primar. V-am enunțat niște principii și o cale de acțiune. Noul partid a fost deja constituit și de mâine își va începe activitățile oficiale. Nu este cazul și nici nu dorim un compromis. Cinstit vorbind... Doar recunoașterea de către noi a serviciilor pe care le-ați adus orașului ne-a determinat să vă oferim o cale onorabilă de retragere. Nu cred că o veți accepta, dar sunt cu conștiința împăcată. Următoarele alegeri vor fi un memento mai convingător și mai direct privind necesitatea de misie. Se ridică și le făcu semn și celorlalți să se ridice. Hardin înălță un braț. Stați puțin, luați loc. Șef Sermac se așeză din nou cu o promptitudine cam suspectă, iar Hardin deși rămase impasibil, simți nevoia să zâmbească. În ciuda vorbelor, tânărul aștepta o ofertă. Hardin spuse. Mai precis, în ce sens vreți ca politica noastră externă să se schimbe? Vreți să atacăm cele patru regate acum, pe dată și pe toate simultan? Nu fac nicio recomandare de felul acesta, domnule primar. Singura noastră propunere este ca orice dovadă de slăbiciune și cedare să înceteze imediat. În întreaga dumneavoastră administrație ați dus o politică de ajutorare științifică față de regate le-ați dat energie atomică, le-ați ajutat să-și reconstruiască centralele atomice pe teritoriul lor, ați construit clinici medicale, laboratoare de chimie și uzine. Dar, și ce obiecțiuni ai? Ați făcut totul cu scopul de a împiedica să ne atace. Totuși, ați fost atras prostește într-un colosal șantaj care a stors planeta Terminus de resurse, iar ca rezultat acum suntem la cheremul barbarilor. Cum adică? Le-ați acordat putere, le-ați dat arme, de fapt le-ați reparat navele din flotă iar acum ei sunt infinit mai puternici decât cu 10 ani în urmă. Au devenit astfel tot mai pretențioși și cu noile arme își vor satisface cu siguranță toate cererile prin anexarea violentă a planetei Terminus. Nu așa sfârșesc acțiunile de șantaj? Și soluția pe care o propui? Puneți capăt imediat acțiunilor de mituire cât se mai poate. Dedicați toate eforturile întăririi planetei Terminus și atacați primul. Hardin se uită la mustăcioara blondă a tânărului cu un interes aproape morbid. Sermac se simțea sigur pe sine, astfel n-ar fi vorbit atât de mult. Nu exista nici o îndoială că observațiile lui reflectau părerile unui segment uriaș, da, uriaș al populației. Vocea lui, aproape nepăsătoare, nu trăda în niciun fel tulburarea și gândurile sumbre. Ai terminat? Deocamdată. Bine, observ declarația aceea înrămată pe care o am pe peretele din spatele meu? Citește-o, te rog cu o tresărire sermac citi. Violența este ultimul refugiu al celor incompetenți. Aceasta este doctrina unui bătrân, domnule primar. Am aplicat-o cu succes când eram tânăr, domnule consilier. Nici nu te născusești pe vremea aceea, dar probabil ai auzit despre ea la școală. Îl privi atent pe Sermac și continuă pe un ton reținut. Când Harry Seldon a întemeiat fundația, aici, a făcut-o cu scopul declarat de a edita o mare enciclopedie și vreme de 50 de ani, noi am urmat orbește Himera asta până când am descoperit ce urmărea el de fapt. Era însă prea târziu. Când comunicațiile cu regiunile centrale ale vechiului imperiu s-au întrerupt, ne-am trezit că suntem o lume de oameni de știință, concentrați într-un singur oraș care nu poseda deloc industrie și care era înconjurat de regate ostile create recent, în mare măsură barbare. Reprezentam o insulă minusculă de energie atomică în acest ocean de barbarie. Și eram un trofeu foarte râvnit. Atunci, ca și acum, Anacreon, cel mai puternic dintre cele patru regate, a cerut și, practic, a întemeiat o bază militară pe Terminus. Dar conducătorii de pe vremea aceea ai orașului, enciclopediștii, știau foarte bine că acest lucru era preludiul ocupării întregii planete. Ce ai fi făcut în situația asta? Sermac ridică din numeri. Asta e o întrebare retorică. Bineînțeles că știu ce ați făcut. Oricum, o să-ți mai explic o dată. Probabil că nu înțelegi mecanismul. Marea tentație de a mobiliza toate forțele posibile și de a porni la luptă. E soluția cea mai simplă și cea mai potrivită când vrei să-ți dovedești demnitatea, dar întotdeauna cea mai năroadă. Tu așa ai fi făcut, tu cu vorbele astea mari de a ataca primii. În schimb, eu am pornit să vizitez unul după altul celelalte trei regate. Le-am sugerat fiecăruia, cu discreție, că cedarea secretului energiei atomice către anacreon era cea mai eficientă modalitate de a le tăia beregata, deci în concluzie să procedeze cum cred ei că e mai bine. Asta a fost tot. La o lună, după ce forța anacreoniană sosise pe terminus, conducerea lor a primit un ultimatum comun din partea celor trei vecini. După șapte zile, ultimul anacreonian plecase de pe terminus. Și acum spunem, era nevoie de violență? Tânărul consilier își privi gânditor țigara de foi și o aruncă în incinerator. Nu prea pricep analogia. Insulina îl readuce pe bolnav la starea normală fără a se apela la bisturiu, în schimb, apendicita impune intervenția chirurgicală. N-ai încotro. Atunci când alte metode dau greș, ce altceva se poate face decât să recurgi la ultima soluție? E vina dumneavoastră că am ajuns în situația aceasta. A mea? ah, da, iarăși politica mea pacifistă. Încă nu par capabil să înțelegi imperativele fundamentale ale poziției noastre. De altfel, problema nu s-a încheiat odată cu plecarea anacreonienilor. Abia începuse. Cele patru regate erau inamicii noștri chiar mai înverșunați decât înainte pentru că fiecare voia energia atomică și fiecare se ferea să ne sară la beregată de teama celorlalte trei. Existența noastră ajunsese pe muche de cuțit și înclinarea noastră într-o parte sau alta, dacă, de exemplu, unul dintre regate devine prea puternic sau dacă două regate formează o coaliție... Înțelegi? Desigur, sosise vremea pregătirilor pentru un război total. Ba din potrivă, era momentul de a declanșa o acțiune de prevenire a războiului. Am stârnit cele patru regate unul împotriva celuilalt. Le-am ajutat pe rând pe fiecare. Le-am oferit știință, comerț, educație, medicină științifică. Am făcut în așa fel încât Terminus să devină mai de preț pentru ei ca lume înfloritoare decât ca trofeu militar. Jocul acesta a dat roade vreme de 30 de ani. Da, dar ați fost silit să înveșmântați aceste daruri științifice în cea mai scandaloasă de Ați făcut ca știința să fie pe jumătate religie, pe jumătate flecăreală. Ați înălțat o ierarhie de preoți și ați inaugurat ritualuri complicate și fără sens. Hardin se încruntă. Și ce dacă? După părerea mea. Asta nu are nicio legătură cu subiectul pe care îl discutăm, întrucât barbarii priveau știința noastră ca pe un soi de vrăjitorie, de magie, era mai ușor să-i facem să o acceptem felul acesta. Ierarhia preoțească s-a edificat de la sine și, dacă o ajutam, nu făceam decât să urmăm calea minimei rezistențe. Dar asta e o problemă minoră. Totuși, preoții răspund de centralele nucleare și aceasta nu este o problemă minoră. Adevărat, însă noi i-am pregătit. Ei își cunosc uneltele doar empiric și cred orbește în mascarada pe care o joacă. Dacă vreunul sfâșie acest înveliș înșelător și are geniul de a înlătura empirismul, cel va împiedica să învețe temeinic adevărata tehnică pe care s-o vândă ofertantului celui mai generos. Cât vom mai prețui noi atunci în fața regatelor? Sunt prea puține șanse să se întâmple așa ceva. Ești superficial. Cei mai buni oameni de pe planetele regatelor sunt trimiși, în fiecare an, la fundație pentru a fi educați ca preoți și cei mai buni rămân aici ca studenți în cercetare. Dacă ai impresia, cumva, că fără cunoștințe științifice elementare, ori și mai rău, cu o cunoaștere distorsionată pe care preoții o primesc îndeopște în legătură cu știința fundamentală, ei pot pătrunde dintr-o dată secretele energiei atomice, ale electronicii, ale teoriei hiperspațiului, ai o părere foarte romantică și caragioasă despre știință. Sunt necesare generații de pregătire și o inteligență deosebită pentru a ajunge atât de departe. În timpul acestor tirade, Johan Lee se ridicase brusc și părăsise încăperea. Acum se întorsese și, terminând ce avea de spus, se aplecă spre urechea superiorului său. Schimbară câteva șapte și îi dădu lui Hardin un cilindru de plumb, apoi, aruncând o privire ostilă către delegație, se așeză din nou pe scaun. Hardin răsuci cilindru între degete, urmărind delegația printre gene. După aceea, îl deschise, răsucindu-l brusc, și doar Sermac a avut bunul simț să nu arunce o privire la ruloul de hârtie care căzut dinăuntru. Pe scurt, domnilor, spuse Hardin, guvernul este de părere că știe ce face. Citi în timp ce vorbea. Rânduri codificate, fără de înțeles, care acopereau întreaga pagină și cele trei cuvinte mâzgălite într-un colț care conțineau, de fapt, mesajul. Pricepu totul dintr-o privire și aruncă hârtia în incinerator. Îmi pare rău, dar asta pune capăt discuției noastre, spuse Hardin. Sunt încântat că v-am cunoscut. Vă mulțumesc pentru vizită. Li strânse mâinile tuturora cam fără chef, după care grupul plecă. Hardin aproape că uitase să mai râdă, dar după plecarea lui Sermac și a celor trei însoțitori tăcuți, își permise un hohot uscat de râs și aruncă o privire amuzată către Li. Cum ți s-a părut acest schimb de vorbe goale? Nu sunt sigur că pentru tânărul Sermac au fost doar vorbe goale. Pufni el nervos. Dacă îl vei trata cu mânuși, cu siguranță că va câștiga următoarele alegeri, așa cum pretinde. A, foarte probabil, dacă nu se va întâmpla ceva între timp. Întâi, asigură-te că ceea ce se va întâmpla va fi în direcția dorită. Hardin, fi convins că acest sermac are mulți susținători. Ce s-ar întâmpla dacă nu are rădare până la următoarele alegeri? A fost o vreme când noi doi am rezolvat lucrurile pe cale violentă, în ciuda de vizei tale privind violența. Hardin se uită puțin cruciș. Ești cam pesimist astăzi, Lee. Și deosebit de contradictoriu. Altfel, n-ai vorbit de violență. Micul nostru puci a decurs fără pierde de vieți omenești, dacă ți-amintești. Era o măsură necesară adoptată într-un moment potrivit și totul a mers ușor, fără dureri și fără eforturi. În ceea ce îl privește pe Sermac, el luptă în cu totul alte condiții. Li, noi nu suntem enciclopediști. Noi suntem pregătiți. Puneți oamenii să-i supravegheze pe tinerii aceștia, dar elegant. Să nu-și dea seama că sunt urmăriți, dar să fii cu ochiul pe ei. Înțelegi? Li râse acru. Nu mi-aș merita postul dacă aș aștepta ordinele tale, Harding. Sermac și oamenii lui sunt supravegheați de mai bine de o lună. Primarul Chicoti. Mi-ai luat-o înainte, așa -i? Foarte bine. Apropo, adăugă el încet. Ambasadorul Verisov se întoarce pe terminus. Sper că temporar. După un moment de tăcere, li spuse. În legătură cu asta era mesajul? Se destramă totul? Nu știu. N-am cum să știu până nu discut cu Verisov. S-ar putea. La urma urmelor, trebuie să se întâmple înainte de alegeri. Dar de ce ești atât de afectat? Pentru că nu știu cum se vor rezolva lucrurile, Hardin. Ești prea implicat în toate. Și jocul pe care îl faci este prea riscant. Și tu, Brutus, murmură Hardin. Apoi spuse cu o voce tare. Să înțeleg că vei deveni membru al partidului lui Sermac? Li zâmbi fără să vrea. Bine ai câștigat. Ce ai zice să luăm prânzul împreună?